așa un PowerPoint aici, mi-am propus să vorbesc astăzi despre atitudine. Câți dintre voi știți, cu siguranță de fapt știți ce presupune cuvântul în sine, dar știți ce înseamnă să ai o atitudine bună? Sau puteți face diferența dintr-o atitudine bună și mai puțin bună? Este cineva? Da! Super! Hai să vedem ce înseamnă atitudinea asta, dar tot vorbim de atitudine. Ce înseamnă pentru voi atitudine? Dacă deschidem Google-ul, cine de? Spune-mi, te rog. După ziua, întrebările atitudinea cred că înseamnă modul în care noi abordăm o situație și cum încercăm noi să o gestionăm pentru a ajunge la un rezultat mai pierdut. O atitudine bună înseamnă și un rezultat mai bun. O atitudine mai puțin bună înseamnă și un rezultat diminuat. Bravo! Felicitări! Am zis să citesc. Așa, o altfel, mai e cineva care vrea să... Mulțumesc mult! Mai e cineva care vrea să-mi zic ce înseamnă... sau cum înțelege atitudinea? Atitudinea poate fi postura noastră? Da, dacă vedem un om așa mai cocoșat, putem spune că are atitudine bună? Nu prea. Și dacă vedem un lucru în spatele drept, zicem că are atitudine, da? Mersul poate fi un punct care determină atitudinea noastră? Da. Poate. Așa, hai să vedem mai departe. Noi, oamenii, de fapt, suntem apreciați de obicei 90% cam după atitudinea noastră și apoi după toate celelalte cunoștințe, îmbrăcăminte și tot ceea ce mai putem noi expune către cei cu care ne întâlnim. Sunteți de acord cu asta? Da. Ați avut vreodată zile mai proaste când cunoaște? Starea voastră interioară era un pic mai proastă ca de obicei și ați făcut cunoștință cu cineva și ați creat o atitudine mai puțin bună. Da. 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 Contează foarte mult atitudinea, de fapt, starea noastră interioară este scoasă la exterior sau expusă către cei cu care noi comunicăm prin atitudinea noastră. Da? Așa. Te rog să schimbi. Și avem aici un citat care mie îmi place foarte mult, da? Ființa umană își poate schimba viața datorită atitudinii sau datorită gândurilor care ne creează acea atitudine de care noi avem nevoie. Sunteți de acord cu asta? Da. Voi de obicei cum dimineața când vă treziți, cu ce gânduri vă treziți în mintea voastră? Astăzi sunt fantastic. Sau astăzi am o atitudine fantastică, nu? Da. Toată lumea așa se trezește cu gândul ăsta. Da. Super. Bravo. Așa, haideți să vedem ce reprezintă sau cum putem noi să ne creăm o atitudine pozitivă sau care sunt persoanele care se manifestă într-un fel sau altul și creează acea atitudine pozitivă de care noi cu toții suntem sau mirăm atât de mulți, da? Și aici avem câteva puncte. Devotament. Da? Credeți că este un punct important atunci când, sau mai bine zis, o persoană care este devotată, putem spune că are o atitudine pozitivă? Da. Dacă este entuziast? Da. Da. Dacă este integru? Da. Așa? Dacă face lucrurile cu pasiune, ceea ce vorbea mai devreme doamna Daniela despre pasiune. Da? Toți dintre voi aveți o pasiune, aveți un hobby? Da. Și atunci când faceți lucrurile care vă plac, faceți cu pasiune? Da. Așa? Încredere. Încredere avem. Încredere aveți în cine? În noi! În voi! Bravo! Îmi place! Ești excepțională! Te-am observat din prima clipă! Ești excepțională! Bravo! Cel mai mult contează încrederea în noi, pentru că dacă avem încredere în noi, în ceea ce facem noi, ceilalți ne vor percepe ca o persoană cu atitudine pozitivă. Simțul umorului. Vă place să faceți glume? Da. Să vă simțiți bine? Bravo! Credință și compasiune. Că vorbea mai devreme și doamna Ana a vorbit despre voluntariat și despre compasiune și că noi suntem oameni și este foarte bine atunci când ne ajutăm reciproc, când putem oferi din timpul nostru, din efortul nostru, celor care au nevoie.
Da? Și astea sunt cam câteva caracteristici a unei atitudini pozitive. Credeți că este complicat de a schimba ușor, ușor atitudinea noastră acolo unde simțim noi că nu este chiar așa cum ne-am dorit? E complicat sau nu? Eu zic că e simplu, nu? Da, e bine, e oricum. Eu zic că este simplu să o schimbăm, dar este foarte greu de identificat atitudinea negativă a unei situații. Da. E o părere și asta. Și ajungem acum un pic mai târziu. Te rog să... A, așa. Ca să depistăm cum am putea schimba și la ce ne duci cu noi atitudine pozitivă și una mai puțin pozitivă. Și aici avem câteva idei. Atitudinea noastră negativă poate fi un dușman. Sau poate fi un prieten pentru noi. Cum depistăm este dușman și când este atitudinea prieten pentru noi? Exact. Atunci când avem o gândire negativă care duce la o stare de disconfort, bineînțeles că nu îmi face bine. Sunteți de acord? Da. Și atunci când avem niște gânduri pozitive care ne creează niște un confort pozitiv, o stare de bine, bineînțeles că acea atitudine ne face să ne simțim bine. Sau este atitudinea, spunem, este ca și un prieten pentru noi. O atitudine mai puțin pozitivă, întotdeauna ne va duce la un eșec. Ați avut momente din astea când ați mers la un test, la un examen, cu atitudine mai puțin bună. Da. Chiar dacă ați învățat foarte bine și ar fi trebuit să se întâmple lucrurile bine. Da. Și invers, când ați învățat un pic mai puțin, dar ați avut atitudine și încredere că o să reușiți. Da. Foarte. Așa. Atitudinea noastră ne poate crea probleme. Da, dacă venim permanent negativ, că afară plouă și nu mă mai duc astăzi la bucă, că plouă și nu știu ce se întâmplă. Nu e atitudinea potrivită. Adevărat. Nu e atitudinea potrivită, foarte adevărat. Și pentru cei care au ajuns aici, au creat toată situația, au luat-o ca o binecuvântare, pentru că este foarte important. Probleme în viața noastră vom avea destul de suficiente, dar este foarte important cum depășim noi aceste provocări sau aceste probleme care apar în viața noastră. Și la voi, mă rog, sunteți în momentul când le descoperiți pe toate, da? Toate provocările care apar, spunea Daniela, care e o fetiță de 14 ani, eu pot să zic că am un băiat, am doi copii, unul dintre ei face 18 ani, acum două săptămâni, și am descoperit împreună cu el foarte multe lucruri, foarte multe provocări, care este foarte important cum noi trecem peste ele. Dacă avem o atitudine pozitivă, ni se par mult mai ușoare. Și dacă avem o atitudine mai puțin pozitivă sau chiar negativă, ni se pare sfârșitul lumii. Acea problemă care a apărut. Doar că după ce o rezolvăm, ne dăm seama că, de fapt, a fost foarte simplu, nu a fost nimic atât de complicat. Dar de asta este foarte important ce atitudini hotărâm noi să luăm pentru a depăși provocările care vin în viața noastră. Sunteți de acord cu mine? Da. Așa, hai să mergem mai departe. Atitudinea noastră pe care o avem la începutul unei acțiuni va determina rezultatul nostru. Da? Și spunea și Daniela, din exemplu fetei dânsei, că în momentul când noi am hotărât ceva și ne-am dorit cu adevărat ceva și ne-am implicat și am avut atitudinea corespunzătoare și am avut încredere în noi și am crezut, am avut credința că o să obținem rezultatele pe care ne dorim, așa s-a întâmplat. Da? Și invers, dacă facem ceva cu puțină pasiune, fără încredere și fără atitudine, rezultatul va fi nu chiar cel dorit. Sunteți de acord? Da, foarte de acord. Cine dintre voi a avut exemple de felul ăsta? Poate cineva să-mi dea un exemplu? Când mă numesc Vociviana și vin din liceul teoretic Alexandru Anguza din Iași, mi-am propus să ajung la liceul ăsta și am ajuns. Chiar dacă probabil a fost dificil uneori la când n-am înțeles ceva la școală sau așa, doar că mi-am dorit foarte mult să ajung și am ajuns aici. Mulțumesc! Mai este cineva care vrea să-mi dea un exemplu? Haideți, curaj! Asta este atitudine. Acum învățăm cum putem avea o atitudine. Vreau să mai vină cineva. Un bărbat. Sunt bărbați în sala asta?
Bărbat, sunt aici, te rog. În doi de început de an să particip la chimie la concurs, am început încă la primul concurs, am dat un eșec, apoi am zis cu mai mari perii de caracter, că atrau și am să depun efort și am să mă stăru și deci am lucrat foarte mult, am avut o atitudine pozitivă că sunt și deja am luat primul și așa și-a fost. Atitudinea față de alții va determina atitudinea față de mine. Ați avut momente când voi ați avut o atitudine negativă și cei din jurul vostru la fel au avut atitudinea negativă față de voi? Da. Și invers, ați avut momente când voi ați fost foarte ok, cu atitudine bună și toată lumea v-a zâmbit și s-a simțit bine cu treaba noastră. Fantastic! Atitudinea mea se schimbă când vreau eu. Sunteți de acord cu afirmația respectivă? Da. Bineînțeles. Ceea ce vorbeam mai devreme și tânărul, contează foarte mult în momentul când simți că te ia înainte sau permiți gândurilor negative să se plimbe prin mintea ta așa ușor, este nevoie să învățăm cum să putem bloca aceste gânduri negative sau cel mai bine zis să le schimbăm cu alte gânduri constructive. Și haidem să vedem care ar fi unul din gândurile negative. Unul din gândurile negative ar putea fi că eu nu pot. Da? Aveți gânduri în felul ăsta că eu nu pot. Da. Să realizez ceva. Frica de ieșe. Da? Ei, în momentul când simți că gândul ăsta negativ vine în mintea ta, cel mai simplu este să îl înlocuim cu alt gând. Și alt gând opus ar fi care? Pot. Eu pot. Și este foarte important ce ne spunem noi în fiecare zi. Eu nu pot sau eu pot. Voi ce vă spuneți în fiecare zi? De asta am întrebat dimineața când vă treziți. Ce atitudine aveți? Ce vă spuneți dimineața când vă treziți din pat? Vă ridicați din pat. Ce vă spuneți? Vreau răspunsuri de la voi. Trebuie și am nevoie. E o atitudine și asta. Dar cum ar fi dacă noi dimineața când ne-am trezit din pat, primul lucru care l-am face, am fi recunoscători. Că am putut deschide ochii, că vedem lumina, că vedem soarele, că suntem într-un pat, că avem ce mânca, că avem o familie, ar fi mai fain așa? Da. Seara, și seara este foarte bine, dar dimineața... Eu de ce am vrut să discutăm împreună? Pentru că eu nu sunt așa perfectă cum credeți voi că sunt maturii. Maturii, adulții, tot trec prin niște etape de creștere, de dezvoltare, exact așa ca și voi. Și eu am devenit așa cum sunt acum, în urma unui efort, pentru că eram o persoană foarte negativă, la suprafață totul era perfect, era ok, toată lumea zicea că da, sunteți bine, aveam o familie, aveam copii, soț, totul era ok. Dar ceva nu funcționa în interior, nu mă simțeam eu bine acolo unde eram. Și am început, am făcut doi pași într-o parte și am vrut să văd cum se văd lucrurile dintr-o parte și am descoperit că, de fapt, eram o persoană foarte negativă, eram o persoană supărăcioasă, pentru că am tendința de a face lucrurile perfect și nu tot timpul îmi reușeau, pentru că nu există perfecțiune în lumea asta, noi putem fi mai buni decât ieri, da? Sau putem deveni cea mai bună versiunea noastră, dar nu suntem perfecți. Și ușor, ușor am învățat cum pot să mă simt eu bine, să mă accept eu pe mine și să mă simt eu bine cu mine. Și în momentul când ușor-ușor încep să elimini gândurile negative din mintea ta, îți creezi o atitudine diferită față de până atunci. Așa că oricine poate să facă lucrul ăsta și dacă dimineața nu îți spuneai până acum că eu sunt cel mai bun sau eu pot reuși tot ceea ce îmi doresc astăzi, de acum înainte deja o putem face, nu? Cine dintre voi o să o facă? Super!
puțin până la final. Eu vreau toată lumea când pleacă acasă să plece cu un singur gând de aici. Și o să vă zic gândul la sfârșit. Puțin dă-mi înapoi, că am sărit puțin. Așa. Atitudinea are nevoie să o ajustăm în fiecare zi, să o controlăm. Pentru că dacă nu o ajustăm în fiecare zi, astăzi ne pare că suntem atât de fantastici. Cu atitudine foarte bună, dar a intervenit ceva puțin mai târziu, un conflict, o problemuță și ne-a dat peste cap toată atitudinea noastră. Și este foarte important în momentul respectiv să luăm atitudine, nu? Și să scoatem negativul din jurul nostru, din viața noastră, ca să ne simțim din nou bine. Și atitudinea noastră este contagioasă, ceea ce vorbeam mai devreme, pentru că atunci când tu ai decis odată și pentru totdeauna că atitudinea ta va fi una pozitivă, nu va fi 100% permanent pozitivă, dar decizia este să o ducem către a fi permanent pozitivă, ne va ajuta să aducem în jurul nostru oameni pozitivi la fel ca și noi. Ați auzit de legea atracției? Da. Știți că ceea ce oferim celor din jur, asta ne se întoarce înapoi? Toată lumea știe asta. Câți dintre voi faceți lucrul ăsta? Aplicați-o. Câți dintre voi vor aplica începând cu momentul respectiv? Super! Așa, acum putem să trecem și ăsta este gândul cu care vreau să mergeți voi acasă. Că începând cu momentul respectiv, toate gândurile care vin în mintea voastră pot fi controlate. Sau controlați voi gândurile, sau gândurile la, într-un final, vă controlează pe voi. Pentru că ceea ce avem în mintea noastră se transformă în acțiuni. Și dacă vrei să devii o persoană mai bună, cu atitudine pozitivă, entuziasmată, integră, avem nevoie să lucrăm puțin cu gândurile noastre. Sunteți de acord cu asta? Și din momentul respectiv, toate gândurile negative care intră în mintea noastră, le blocăm și le schimbăm cu alte gânduri pozitive. Așa? Așa este? Vreau să-mi ziceți, începând cu ziua de mâine, ce o să vă spuneți când o să vă treziți? Asta e o notă mare la teza la tine, mă duc la spune. Zi mai tare, n-am zis toată. O să iau notă mare la teza la fizică. Bravo! Mai e ce te fac, ai vrea să ne zic, ce o să zic mâine dimineață când se trezește? O să fiu o zi cu unul. O să am fete nimeni. L-am bulversat așa puțin, da? Pot să vă sugerez eu o idee ce puteți zice fiecare dimineață? Da. Păi, am zis una, sunt recunoscător pentru ceea ce am. Să începeți să vă numărați binecuvântările, tot ceea ce aveți voi bun și ce vă place în viața voastră. Și o altă idee ar fi să vă spuneți că sunteți cel mai bun. Și tot ce vă propuneți în viața asta, puteți reuși.